Cum sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, agențiile de turism au pregătit pachete de vacanță pentru toate buzunarele. Ofertele încep de la câteva sute de euro și ajung până la 2000 de euro pentru țări considerate embleme ale exoticului sau stațiunile montane renumite. Oricum, tarifele pentru Revelion sunt mult mai mari față de cele de Crăciun. Chiar și așa, când vine vorba de distracție, constanțenii nu se uită la aspectul financiar. Printre destinațiile calde, să spunem, Republica Dominicană este în topul preferințelor, un revelion la Singapore, un revelion în Mexic, pachete de câte 9 nopți, pe undeva pe la 1350 de euro de persoană, Mexicul 16 zile în jur de 2000 de euro de persoană. Dacă pentru unii vacanța ideală este în străinătate, alții preferă să petreacă sărbătorile în mod tradițional. Și unde se țin obiceiurile mai bine dacă nu la munte, în Bucovina sau Maramureș? În Bucovina putem petrece revelionul undeva la Vatra Dornei, pe un hotel de 3 stele, 4 stele, pachete de câte 3-4 nopți, începând de la 1650 de lei de persoană. Este bine să decidem din timp unde și când vrem să plecăm pentru a putea consulta ofertele de la mai multe agenții de turism. Astfel vom găsi cel mai bun pachet turistic pentru dorințele și bugetul nostru.